ceva. Asta am tot întrebat de o jumătate de oră. Adam și Eva, păi n-a partit de credincios, de biserică. De... Păi de asta vă întreb. Da. Și cine au fost? Păi Adam n-a fost, cum să spun eu, soția sau ce a fost al lui Hristos. Și Eva? Sau cum? Și Eva, fiica parcă a fost, fiica. Adam și Eva a fost, deci, un sfânt. Deci, după cum știm din Biblie, da, a fost un sfânt după ani. Nu ani. Chiar, deci după ce a făcut anumite sau cum? Deci, dacă e să ajungem, dar acest Adam și Eva a fost un sfânt care... Oamenii au crezut în Adam și Eva până când s-au... Până și la ora actuală. Și până și acum. Da. Până și la ora actuală, credem că... În Adam și Eva. Da, fiindcă așa a lăsat ai noștri și așa știm și noi. Acum nu știu. Ce au făcut să ajungă sfinți? Păi din Adam și Eva, când deci Tatăl cel de sus din ceruri a poruncit că din Adam și Eva să facă ființă de om. Adam și Eva, pe timpul nostru, pe timpul nostru, nici tânsul, nici eu. Adam și Eva a fost o femeie pe timpuri. Hăt, hăt! Păi de asta vă întreb. Și ce a făcut ea cu de-a rămas? Ce a făcut? Ce a vrut ea să facă? Nu credeți că ne tragem din maimuță sau credeți că... Păi după cum am văzut la televizor, nu este. Nu e. Ce ați văzut la televizor? Adică ce... Cum s-a format, deci, chipul omului în femeie. Deci astea au fost date de la Duh Sfânt ca să facă om și femeie. După cum am auzit, așa e, din maimuță, acum, nu știu, dintr-o... Ori din maimuță, ori din... Păi, nu. Bine, e mai multe înțelepturi, după cum am auzit că maimuța și cu Duhul Sfânt e tot dintr-un personaj care provine, păi, care provine, de exemplu, tot din ființa aia. Deci s-a făcut în așa fel să producă un animal, după care s-a... Bun, deci mai descurs așa, tu crezi că noi ne tragem din maimuță sau ne-a creat Dumnezeu astăzi? A, ne-a creat Dumnezeu. Nu. Și asta cum... Două secunde, cum întrești. Și asta cum maimuța, ce crezi că e? Din asta s-a și auzit, am auzit. Am făcut și noi, da, o teorie, cum s-ar spune. Că am citit și noi, am fost la școală și... Am înțeles. Acum, istoria. Adam și Eva au fost oameni de omenie, oameni de apreciați, de stat, de viața lor, de viața lor. De la Dumnezeu s-a făcut omul, deci din Duhul Sfânt. Și asta cu maimuța, cine credeți că are interesele? Adică ce credeți că urmăresc? Apar, deci din strămoși, deci astea, vorbele astea care s-au ieșit și s-a vorbit, asta a fost din strămoși. Istorie. Deci asta a fost, de exemplu, cu istoria, cu istoria, că de la istorie pleacă toate alea, cu romanii, cu... Unii poate crede în chestiile astea, unii nu crede că sunt și pocăiții, deci sunt mai multe insecte, dar noi că suntem ortodoși, noi credem în orice sfânt. Chiar și noi, știa, în Adam și Eva care spune... În orice, da, în orice. Tot aparține tot de... Tot de sfânți. Tot de sfânți. Bă, și nu uitați să dați subscribe la acest canal pentru că altul nu mai am.